Predicatul verbal, clasa a șasea. Învățarea prin imaginație. Ne pregătim pentru oră cu o joacă de 5 minute, poveste pe cerc. Vă propun un început pentru o mică poveste pe care o vom folosi în lecția despre predicat. În seara aceea, opriți resursa video cât timp creați povestea. V-ați distrat, sper. Acum scrieți în maculatoare versiunea mea. În seara aceea, copiii au văzut un inoroc chiar în spatele blocului. Avea corpul puternic, însă din cornul din frunte îi picura sânge. Diana, sună la 112! Robert, vrem să aflăm povestea. L-aș duce în parc dacă... Puteți continua fiecare după plac povestea. După oră, în pauză. Acum ne amintim predicatul verbal. Predicatul verbal arată ce face subiectul. Două exerciții. Subliniați predicatele și le precizați felul. Copiii au văzut. Noi am înțeles ce ați spus. Pentru enunțul copiii au văzut, aflăm predicatul punând întrebarea ce au făcut copiii au văzut. Îl subliniem. Continuați. Exercițiul următor, alcătuiți patru enunțuri cu predicate verbale exprimate prin verbul a scrie la cele patru moduri învățate. Exemplificați modul respectiv printr-un singur timp. Acum lucrăm împreună. Evidențiem predicatele verbale din mica poveste. Aceeași întrebare, ce face? Și descoperim predicatele. Le transcrieți pe caiete. Învățăm posibilitățile combinatorii ale verbului. Predicatul poate fi exprimat doar prin verbele care au moduri. Iată cele patru moduri și pentru fiecare un exemplu din mica poveste. Avea corpul puternic. Ce făcea? Avea. Transcrieți pe maculatoare și subliniați avea. Deasupra scrieți predicat verbal. Pentru conjunctiv, să aflăm povestea. Ce să facem? Să aflăm. Pentru condițional optativ, l-aș duce. Ce aș face? Aș duce. Și pentru imperativ, sună. Descoperim în povestea de la început felul verbelor cu funcție de predicat. Toate sunt verbe predicative. Învățăm. Predicatul verbal se combină cu subiectul fiind într-o relație de interdependență. Pașii unei analize sintactice sunt: aflăm întâi predicatul, 2. Aflăm subiectul, 3. Ce a rămas nu poate fi decât atribut sau complement. Copiii au văzut un inorog. Aflăm predicatul, da? Pasul 1. Punem întrebarea. Ce au făcut copiii? Au văzut. Subliniem, deasupra scrieți, predicat verbal. Pasul 2. Aflăm subiectul. Cine au văzut? Copiii. Subliniem cu două linii, deasupra scriem subiect. Vă propun o evaluare sau o autoevaluare. Subliniați predicatele verbale exprimate prin verbe predicative, diferențiindu-le modurile prin culori. Dacă lucrați singuri, transcrieți textul pe maculator sau pe caietul de teme, opriți resursa video, lucrați, după care o reporniți și aveți acces la rezolvare. Am exemplificat modurile prin aceste culori. Voi puteți folosi ce culori doriți. Rezolvare. Să vă fie de folos. Mulțumesc!